Bine, ne revedem, Maria. Îți mulțumesc că ai acceptat acest interviu. Cel mai mare drag. Îți mulțumesc că vrei să împărtășești povestea ta cu alte persoane care poate trec prin aceeași experiență prin care ai trecut tu acum ceva timp în urmă. Și o să te rog să îmi spui cu ce te ocupi, ce faci tu în viața de zi cu zi, să-mi povestești un pic despre tine, pentru început. Pentru început, numele meu e Maria. Sunt freelancer, putem spune, mă ocup cu mai multe arii, pe mai multe domenii, sunt și pe partea de beauty, sunt și pe partea de marketing, sunt și pe partea de social media, fac puțin din toate lucrurile care îmi plac și practic asta mă ajută să îmi fac viața așa cum vreau eu, sunt propriul meu șef. Cu toate astea, lucrurile nu stăteau așa acum câțiva ani, înainte să mă apuc de lucru cu dumneavoastră, pentru că nu aveam, nu știu, nu aveam suficientă încredere în mine, în propriile mele forțe, nu eram mulțumită de punctul în care eram în acel moment în viață și tocmai de asta am și fost de acord să dau acest mic interviu, tocmai ca să arăt oamenilor sau persoanelor interesate de acest subiect cât de mare a fost influența pe care s-a avut-o dumneavoastră asupra mea și asupra gândirii mele, în primul și în primul rând. Cum ai aflat de mine și de povestea asta cu inelul gastric virtual? De dumneavoastră știu sigur că am aflat de la mama, care a insistat foarte tare să vin la niște ședințe clasice de terapie. Eu inițial am fost destul de sceptică, nu știu, eram și mai mică, eram copil, eram destul de încrâncenată, cum spuneam, eram într-o zonă emoțională destul de obscură din viața mea. Dar pentru că mama a insistat foarte tare și cumva m-a obligat să vin la dumneavoastră, o să-i mulțumesc cu viața întreagă. După ce am început să lucrez cu dumneavoastră, am văzut că, deși în primele săptămâni nu observam nicio diferență la mine, am văzut că pe măsură ce vin și mă las întru totul pe mâna dumneavoastră și am încredere și mă deschid, am văzut ce efecte mici, dar sigure, există de la ședință la ședință. Ce stare, ce te-a făcut de fapt să decizi să lucrăm pe partea de slăbit împreună? Eu toată viața am fost complexată de acest aspect. Toată viața m-am chinuit cu diete, cu sport, cu frustrări, mă înfometam, nimic nu dădea roade, oricât de mult aș fi mers la sală, oricât de puțin aș fi mâncat, parcă tot mai tare mă îngrășam. Am încercat toate dietele, toate pastilele, toate ceaiurile, toate secretele minune, care evident că nu au funcționat, aparaturi care evident erau extraordinar de scumpe. Deci am încercat absolut tot, 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 tot și mai nimic nu a funcționat la mine și la corpul meu. Și ulterior am conștientizat că de fapt problema era pe plan emoțional și automat de asta nici fizicul meu nu răspundea la ceea ce eu încercam să-l fac să atingă ca și rezultat final. Și tocmai din acest motiv am ales să abordez situația cu îngrășatul din perspectiva emoțională, pentru că din cea fizică încercasem absolut tot. Faptul că ai testat atâtea modalități de a slăbi fizic, ce a creat în tine? Frustrare, foarte multă frustrare. Pentru că această perioadă din viața mea n-a fost de o săptămână, două, a fost de vreo 10 ani buni, poate, hai, poate nu 10 ani, dar oricum s-a întins pe o perioadă foarte lungă de timp, în care am încercat toate dietele, am zis, hai că asta pare mai ușoară, hai că asta îmi permite să mănânc mai mult, asta îmi permite să mănânc mai puțin, dar chestii care poate mi-aduc mai multă plăcere. Simțeam că mă frustrez foarte tare, vedeam că eu fac exact același lucru, poate chiar mai intense și mai puternice decât alte persoane din jurul meu, care nu trebuiau să se chinuie, ele pur și simplu mergeau la sală din plăcere, țineau așa o dietă, nici măcar o dietă neapărat, pur și simplu erau doar un pic mai atente la ce mâncau, iar eu care țineam diete foarte stricte, mergeam la sală câte 4 ore pe zi, mă surmenam, mă înfometam, eram vai de capul meu, vedeam că nu am absolut niciun rezultat în comparație cu persoanele de lângă mine care nu făceau niciun efort, erau pur și simplu făceau poate mai mult chestiile astea de plăcere. Evident că chestia asta m-a frustrat foarte tare, începusem să mă învinuiesc pe mine la nivel subconștient, începusem să îmi aduc eu acuzații, evident că în momentele de nervi și frustrare, când aveam așa câte o criză din asta și izbucneam, mă abuzam singură, în sensul, cu gânduri, poate chiar și fizic, nu știu, eram foarte nervoasă și venea să-mi dau un pumn sau ceva, că de ce nu slăbești, n-ai deodată, sau ce fac greșit când de nu pot să ajung și eu la rezultatul pe care mi-l doresc.
Și chestia asta, cumva, pe parcursul anilor m-a făcut să mă încrâncenez și mai tare împotriva mea, m-a făcut să acumulez și mai multă frustrare, și mai mulți nervi, și mai multă ură față de sine, și cumva a escaladat și s-a ajuns foarte departe, până în punctul în care eu ajunsesem la 115 kg și tot nu puteam să slăbesc. Deci, de unde eu încercam să fac tot posibilul să slăbesc, parcă mai tare mă îngrășam. Și a fost așa un cumul de emoții foarte negative care m-au afectat foarte tare. Când ți-am povestit despre inelul gastric virtual și ce urmează să facem, aveai încredere că se va întâmpla ceva? Sincer, am fost un pic sceptică, dar după ce avusesem încredere în toate produsele de pe piață și toate mă dezamăgiseră, avusesem încredere inclusiv în mine și în, nu știu, mersul la sală și ținutul de diete, care sunt clasicele metode și toată lumea le recomandă, și inclusiv cu antrenori personali și nutriționiști am lucrat. Dacă m-am încrezut în ei și până la urmă tot m-au dezamăgit cumva metodele respective, cumva ajunsesem într-un punct în care eram sceptică, dar am zis că speranța moare ultima și dacă oricum am încercat atâtea metode, de ce să nu încerc și pe aceasta? Pentru că văzusem că aveam rezultate pe plan emoțional legate de alte subiecte cu dumneavoastră și tocmai de asta am zis că mi se părea mie un pic ciudat cum să slăbești așa doar din terapie, dar când am văzut că m-ați ajutat pe alte planuri, am zis totuși să mă încred și pe axa aceasta că poate, cine știe, încă un eșec, n-are ce să mai... Ce ai de Dar pierdut? uitați, exact, n-aveam nimic de pierdut, dar uitați că de fapt am avut doar de câștigat. De fapt, am avut de pierdut kilogramele alea care mă omorau la cap. Așa este. Ce vreau să te întreb e, ți s-a părut grea metoda asta prin care ai pierdut aceste kilograme? Asta e o întrebare foarte interesantă, pentru că, din punct de vedere fizic, nu mi s-a părut grea absolut deloc. Adică aș prefera să o fac oricând, la orice oră, din nou, decât să mă duc la sală și să mă înfometez și să mă privez de, nu știu, o prăjitură sau mai știu eu ce. În schimb, pe partea emoțională și pe partea psihică, este să lucrez cu tine, în primul și în primul rând, este cel mai greu lucru pe care eu l-am făcut vreodată. Mai ales dacă sunt chestii înrădăcinate și foarte bine adâncite acolo în cap. Deci, să zic că a fost un lucru greu, dar a fost un lucru greu productiv și frumos și clar s-a întâmplat cu mult mai mare ușurință decât dacă stăteam să trag de mine, să mă duc la sală și să țin dietă. Asta 100%. Deci depinde din ce perspectivă privim. Pentru că, bine, din punctul meu de vedere, a fost un lucru greu, tocmai cum am spus și mai devreme, pentru că am avut de lucrat cu foarte multe chestii emoționale pe care eu puteam să le accesez destul de greu, pentru că nu le acceptam și eram destul de încrâncenată împotriva lor, să zic așa. De asta a fost o experiență grea pentru mine. Dar, ca și experiență în sine și lucrurile pe care a trebuit să le facem împreună la ședințele speciale de terapie, nu, n-a fost greu absolut deloc. A fost chiar plăcut, pot spune. Mai ales că vedeam că rezultatele vin de la o ședință la alta. De ce crezi că nu au funcționat primele tale tentative de a ajunge să pierzi kilogramele astea? Pentru că nu eram bine cu mine, psihic, în primul și în primul rând, pentru că în loc să mă susțin eu pe mine și să fiu eu alături de mine, parcă eram propriul meu dușman și parcă mă criticam și mă judecam foarte mult singură. Și cumva îmi dădeam în cap singură, adică făceam un pas mic, după care iarăși mă acuzam eu în subconștient și mă judecam și automat, nefiind bine și împăcată și echilibrată emoțional, puteam să fac absolut orice că nu dădea roade. Dacă ar fi să spui așa, de fapt, ce ți-a adus pierderea ta a kilogramelor în plus? Oh, mi-a adus foarte multe. În primul și în primul rând a adus o nouă eu, pentru că toată viața am încercat să slăbesc, toată viața n-am putut și eu chiar pot să zic că am început să trăiesc cu adevărat și să mă bucur în adevăratul sens al cuvântului de viață, abia după ce am început inelul gastric virtual cu dumneavoastră și am început să slăbesc și am început să văd că în sfârșit ceva are rezultate și puteam să fiu și eu mai relaxată. Deci, în primul și în primul rând, a adus o nouă eu, clar, pentru că m-am transformat complet.
Oamenii care văd poze cu mine de acum, nu știu să zicem, 3-4 ani, au impresia că eu râd de ei și că glumesc cu ei, că de fapt eu nu sunt acea persoană. Și asta este cel mai frumos sentiment, sincer. Nici eu când mă uit la mine nu mă mai recunosc și mă bucur enorm. Îmi place cel mai mult că, ok, la corp clar se vede diferența de la cer la pământ, dar îmi place foarte mult că se vede diferența inclusiv la față și nu mă refer la că înainte aveam fălcuțele mai mari și acum s-au micșorat pentru că am slăbit. Mă refer la privire, mă refer la persoana per total. Pentru că automat când ți se schimbă perspectiva, ți se schimbă mentalitatea, te schimbi tu ca om și te schimbi la față, te transformi, practic. Exact, da. Am căpătat foarte multă încredere în propria persoană, în propriile mele puteri, în aspectul meu fizic, pe care l-am urât toată viața, iar acum pot să zic că am trecut în extrema cealaltă, mă iubesc poate câteodată prea mult, dar sunt extraordinar de încântată și fericită cu rezultatele pe care le am și văd că sunt de câțiva ani buni, tot aici am rămas. Nu s-au mai schimbat, sunt de durată, nu sunt ca la alte diete pe care le-am încercat și slăbeam eu 2 kg într-o săptămână, dar după în următoarea când nu mai țineam dieta, mă îngrășam 5. Da. Adică nu făceam nimica, dar văd Sunt că acum... 3 ani jumate, 4 ani, cam așa sunt de Cam când. așa, cam așa, da. Da, Da. da. Și asta îmi place că poți să pui acum și faptul că nu mai este chestia aia de yo-yo care este după diete, de obicei. Adică, Exact, cine se exact. menține de 4 ani? Exact, da, și nu am, culmea că nu am încercat să fiu atentă, să mă mențin sau să fiu mereu cu gândul la situația asta. Nu, pur și simplu mi-am trăit viața, am fost eu împăcată cu mine, ba din contră, mâncam chiar tot ceea ce eu înainte încercam să evit, acum mâncam de bucurie și de plăcere și vedeam cum slăbesc de pe o zi pe alta. Mâncam pizza la 12 noaptea și tort dimineața la micul dejun și eu slăbeam. Și era minunat. Mă rog, și în continuare este. Asta mi-a plăcut și mie cel mai mult, faptul că am putut să mănânc tort fără să mă mai chinui, Da, că și da, doar și eu am da, trecut prin același proces, știi? Dar, de fapt, ce ți-a permis să faci asta? Să poți să mănânci, dacă ai chef pizza să mănânci, sau dacă ai chef tort să mănânci. Care a fost marele aha pe care l-ai avut și pe care l-ai practicat pe urmă, de fapt? Ce ai învățat în programul ăsta? Am învățat să-mi ascult corpul, în primul și în primul rând. Am învățat să comunic mai mult cu mine, atât partea conștientă cât și cea mai puțin conștientă, care tot parte din noi este. Am învățat să știu când să mă opresc, pentru că cred că una din problemele majore pe care le aveam înainte era că nu știam, adică nu că nu știam, dar nu puteam să-mi dau seama când să mă opresc, din mâncat, din alte activități, din emoții și așa mai departe. Am învățat să comunic cu mine. La început poate a fost un pic mai greu și mai confuzant un pic, să spunem, pentru că încă nu-mi dădeam eu seama cum funcționează, dar după vreo 3 ani jumate cât timp a trecut de atunci, deja lucrurile astea vin natural și îmi dau seama de ele așa ca un automatism. Deja nu mai trebuie să mă gândesc, aoleu, hai să fiu atentă să vedem când mă umplu și când nu mai trebuie să mănânc sau... Pur și simplu îmi dau seama singură, corpul meu automat se oprește, își trimite senzațiile de la creier la stomac că, băi, gata, e în regulă și... Cum spuneam, s-a format așa ca un automatism care funcționează foarte bine pentru mine. De fapt, ți-ai schimbat stilul de viață, Da. de viață tu cu tine. Exact. Relaționarea cu propria persoană. Cred că asta a fost cel mai mare avantaj. Și de aici, automat, s-a schimbat și relaționarea cu exteriorul, cu mâncarea și cu oamenii din jur, nu doar cu Da, clar, mâncarea. 100%. 100%, mai ales cu oamenii din... Păi, tocmai de asta, când începusem să povestesc despre mine la începutul videoclipului, chiar mă gândeam că dacă nu aș fi făcut acest pas și n-aș fi avut ajutor din partea dumneavoastră pe această zonă, eu nu știu dacă aș fi putut să ajung în punctul în care am ajuns astăzi cu partea profesională în primul și în primul rând, pentru că mare parte din jobul meu și ceea ce mi-aduce partea financiară în viață se bazează strict pe
aspectul fizic, relaționarea cu oamenii din jurul meu, impresia pe care o las, perspectiva asupra vieții, și relaxarea, în primul și în primul rând, pentru că în momentul în care relaționezi cu oamenii și comunici cu ei, trebuie să o faci într-o manieră cât mai relaxată, tocmai ca să te faci cât mai plăcut și să fie bine pentru toată lumea. Și comparând starea mentală pe care o am acum, cu starea mentală pe care o aveam înainte să ne apucăm noi de ședințele de terapie, implicit de inelul gastric virtual, nu știu dacă aș fi fost capabilă să fac ceea ce fac acum. Pentru că perspectiva asupra vieții și asupra oamenilor și asupra mea era la poli opuși, față de cea care este acum. De ce ar trebui cineva care ne ascultă să se apuce chiar acum de acest program de inel gastric virtual? În Ce? primul și primul rând, Așa. pentru că funcționează. Eu, cea mai sceptică persoană care am nevoie de convingere foarte puternică să mă apuc de ceva, dacă eu spun că funcționează, înseamnă că chiar funcționează. Bineînțeles, dacă și persoana în cauză este deschisă și să primească ajutorul pe care dumneavoastră îl oferiți. Pentru că dacă nu ești deschis și te duci, asta văd eu, doar ca să îți demonstrezi tu ție că de fapt nu funcționează, atunci nici nu mai are rost să începi acest program. Da, alte motive, să zic, ar fi liniștea pe care ți-o aduce acest program, echilibrarea pe care o face în viața unui om, adică cel puțin așa a fost cazul la mine, încrederea de sine care vine cu tot acest proces, pentru că la mine asta a fost, am avut probleme cu încrederea de sine toată viața și acum, cum spuneam, sunt la poli opuși, poate câteodată am prea multă încredere în mine și prea fericită și bucuroasă sunt de evoluția pe care am avut-o. De eu nu cred că poate exista prea fericită și bucuroasă. Doar că îți ții acolo cumva, știi, ideea, dar dacă totuși se oprește. Nu e vorba de asta. Eu cumva, fiind empatică și fiind printre oameni pe care îi citesc mai mult sau mai puțin destul de bine, poate câteodată mă simt un pic prost. Știu că ei nu au ajuns în acel punct și echilibru mental, cum am ajuns eu. Și parcă mă simt prost să dau afară toată această bucurie și fericire. Exact, pentru că știu că ei poate nu se simt așa în momentul respectiv și nu vreau să pun presiune sau nu vreau să par prea mult pentru ei în momentul respectiv. Câteodată e mai bine să o țin doar eu pentru mine. Oricum, am observat că eu nici nu trebuie să zic ceva, că lumea din jurul meu observă că mă simt mult mai bine cu mine, că eman încredere în mine, că sunt alt om Și vin comparativ. așa ca licurici la lumină, știi? Da, exact. Am observat chestia asta. Atrag chiar persoane foarte mișto în viață de când m-am schimbat eu ca om. Până la urmă atragi ceea ce ești. Așa este, mare lucru ai spus. Crezi că ar putea fi ceva îmbunătățit în cadrul Da. programului? Sincer, nu neapărat. Mie mi-a făcut foarte mare plăcere. Mi-a plăcut și faptul că am făcut o singură ședință pe săptămână la interval de 4 ședințe la interval de o săptămână. Adică așa, o ședință pe săptămână. Acum este mai complex programul pentru că noi atunci am lucrat și emoțional și am văzut că la persoanele la care nu lucram și pe partea emoțională, nu doar pe obiceiuri, nu se menținea rezultatul la fel de bine și am modificat astfel încât oamenii să poată să aibă partea asta inclusă. Pentru că majoritatea neagă acele emoții, exact cum spuneai și tu. Și, a, nu, dar eu nu vreau partea emoțională, nu, doar obiceiul să-l schimb. Și ce să vezi, că dacă nu faci partea emoțională, nu se menține obiceiul. Știi? De Exact. fapt, emoția te Exact. duce în acel obicei să-l reiterezi pe cel vechi. Și Exact. acum este un pic diferit din perspectiva asta. Durează într-adevăr mai mult, doar că
Ai mai multe meditații de făcut, ai mai multe curățări de făcut, dar e mult mai profund și pentru Exact. persoanele care au nevoie să elibereze multe kilograme, cum tu ai eliberat 40, atunci au nevoie să treacă prin tot acest proces și să te uite la traume. Noi le-am făcut pe astea în tot programul cât am lucrat noi împreună, am trecut prin toate astea. Da. Și de-aia poate nici nu simți că ar mai fi ceva de îmbunătățit. Da, exact. Pentru mine a venit așa ca o continuare, partea cu slăbitul, la ceea ce noi lucram deja, dar nu consider că ar trebui neapărat ceva îmbunătățit. Oricum spuneți că l-ați îmbunătățit deja Da. de când noi până în prezent, dar pentru mine la momentul respectiv a funcționat și nu pot găsi un plus Da, pentru dar că tu ai beneficiat de toată partea și de lucru pe partea da. emoțională și atunci și cu schimbarea obiceiului și s-au combinat foarte bine. Exact. Mulțumesc mult că ai acceptat să facem acest interviu, pentru că în felul ăsta ești contribuție maximă pentru toți cei care caută răspunsuri la frustrările lor legate de kilogramele în plus și cum să scape de ele. Da, cu cel mai Sper că mare drag. lucrurile tale vor inspira foarte mulți oameni. Pe mine mă bucură acest lucru. Eu, dacă pot ajuta pe cineva pe partea asta, chiar și cu un sfat până la urmă, chiar și cu propria mea experiență, povestind în propria experiență, o fac cu cel mai mare drag, pentru că știu ce înseamnă să te chinui cu treaba asta o viață întreagă, știu ce înseamnă să treci prin umilințe, prin frustrări, prin nervi, prin ură față de propria persoană și este groaznic. Nu-mi doresc să treacă nimeni prin asemenea stări, dar inevitabil câteodată acolo se ajunge. Dar chiar și când se ajunge acolo, cum spuneam, dacă pot ajuta pe cineva arătându-i că există poate și alte variante, există și alte soluții pe care probabil încă nu le-au cunoscut sau nu s-au întâlnit cu ele, o fac cu cel mai mare drag pentru că poate mi-aș fi dorit și eu să am informațiile astea la un moment dat în viață, poate mi-ar fi fost un pic mai ușor. Poate n-aș mai fi trecut prin nervii și frustrările și autodistrugerea prin care am trecut o bună perioadă din viață. Așa că eu sunt aici mereu disponibilă să răspund, să împărtășesc. Pe asta, practic, se bazează și jobul meu, mai mult sau mai puțin. Tocmai de asta îmi creez atâtea conexiuni frumoase cu oamenii, pentru că îmi place să ajut și îmi place să, mai ales dacă rezonez cu o persoană sau ea rezonează cu mine și o parte din mine din trecut, vreau să o îndrum cam pe aceeași cale care m-a ajutat pe mine, evident, cu speranța că poate o va ajuta și pe cealaltă persoană. Deci, de asta sunt bucuroasă să ajut oricând și la orice oră. Mulțumesc mult de tot!